Reacția lui Benjamin Netanyahu la întâlnirea cu Viorica Dencil, i-a exprimat aprecierea față de decizia mutrii ambasadei. Prim-ministrul Viorica Dencil a avut, la 25 aprilie 2018, o întrevedere cu omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, în cadrul vizitei oficiale pe care o întreprinde în statul Israel. Netanyahu a salutat decizia guvernului de la București de a inia un memorandum pentru mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Prim-ministrul Netanyahu sublinierei a exprimat aprecierea față de decizia guvernului român de a elabora un proiect de hotărâre privind inițierea transferului ambasadei române la Ierusalim. Sublinierei a salutat declarațiile presubliniereedintelui Parlamentului în sprijinul acestei inițiative, se arată pe contul de Twitter al premierului israelian.